fost raportate rezultatele finale în ceea ce privește verificarea centrelor de stat sau particulare cu domeniul de activitate în asistență pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități de către instituția prefectului Gorj. Citez, cele două comisii mixte formate din reprezentanții AJPIS, DSP, ITM, DSVSA, OPC, IPJ și ISU, 78 de persoane angrenate, au verificat 45 de centre, 29 de centre rezidențiale de îngrijire și asistență socială pentru copii gestionate de autorități publice locale și DGASPC Gorj, 7 centre rezidențiale de îngrijire și asistență socială pentru persoane vârstnice, gestionate de furnizori de servicii sociale privați, 7 centre rezidențiale de îngrijire și asistență socială pentru persoane cu dizabilități, gestionate de DGASPC Gorj și 2 centre neautorizate identificate pe parcurs cu număr total de 1007 persoane rezidente. 451 de copii, 208 persoane vârstnice și 348 de persoane cu dizabilități. Centrele neautorizate au fost identificate în orașul Țicleni și în municipiul Târgu Jiu, fiind dispusă măsura închiderii și relocării beneficiarilor. Din centrul de la Țicleni au fost relocate 7 persoane vârstnice, 6 la aparținător și 1 la spital, aplicându-se contravenții în valoare de 42.000 de lei și întocmirea unui dosar penal pentru fraude economice. Din centrul de la Târgu Jiu au fost relocate 27 de persoane vârstnice, 7 la aparținători, 13 la spital și 7 la alte centre, aplicându-se contravenții în valoare de 13.000 de lei. Instituția prefectului subliniază că astfel de activități ilegale nu vor fi tolerate și va continua să coopereze strâns cu autoritățile competente pentru a asigura protecția cetățenilor vulnerabili. Publicul este încurajat să raporteze orice informații legate de astfel de situații către autorități pentru a preveni și combate fenomenul azilurilor clandestine, se arată într-un comunicat al instituției prefectului. Este alertă pe litoral după ce specialiștii au găsit o bacterie în apa mării în două stațiuni. Apa mării din stațiunile Eforie Nord și Năvădari a fost contaminată cu Escherichia coli, o bacterie care poate cauza boli intestinale. Nivelurile au ajuns la peste 1300 de unități în Năvădari. Cel mai mare nivel al acestei bacterii din această vară a fost detectat în punctul Eforie Nord 2, peste 7600 de unități. Tudorel N, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică din Constanța, a declarat că nu este nevoie de măsuri speciale, deoarece este vorba despre un episod izolat. Citez, discutăm despre un episod pasager. Restul probelor prelevate din zonă arată o calitate a apei bună, astfel că îmbăierea este permisă, a spus Tudorel N. Medicii avertizează totuși că apa mării nu trebuie băută și îi sfătuiesc pe părinți să-și supravegheze copiii să nu înghită o cantitate mare. Citez, copiii trebuie supravegheați în momentul în care se îmbăiază, să nu înghită cantități mari de apă pentru că, normal, apa este apă de îmbăiere și nu apă potabilă. Da, deci nu înseamnă că te îmbolnăvești dacă în timpul înotului înghiți apă, dar sunt copii care beau în cantitate mai mare și sigur că pot apărea probleme, a afirmat dr. Luiza Căruceru de la Direcția de Sănătate Publică Constanța, potrivit realitatea.net. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, peste 2600 de candidați prezenți la examenul de titularizare 2023 au renunțat și s-au retras după ce au luat cunoștință de subiectele de la proba scrisă desfășurată în ziua de miercuri 12 iulie. Rata de participare la examenul de titularizare 2023 a fost de 83,17% din totalul de peste 32.000 de candidați înscriși. Chiar dacă numărul candidaților a scăzut din 2021, numărul absolvenților din promoția curentă înscriși la examenul de titularizare 2023 în acest an este cel mai mare din ultimii 13 ani, peste 5700 de candidați. Totodată, 26 de candidați care au participat la examenul de titularizare 2023 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu vor ocupa locuri didactice sau catedre în anul școlar următor, scrie edupedu.ro.
Din promoția de absolvenți ai acestui an înscriși la concurs s-au prezentat 81,70%. Dintre candidați, 2623 de candidați dintre cei prezenți s-au retras, 2541 de candidați din motive personale, respectiv 82 de candidați din motive medicale. Primele rezultate la proba scrisă au fost afișate astăzi, 18 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice, la adresele comunicate public de fiecare inspectorat școlar, astăzi, 18 iulie, după afișarea rezultatelor până la ora 21 și mâine, 19 iulie, până la ora 12. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul edu.ro în data de 26 iulie. Pentru a obține statutul de titular, angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată, suplinire, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba scrisă, au transmis reprezentanții Ministerului Educației. Punem punct aici Infoplusului de astăzi. Zi excelentă să aveți! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.